În luna martie acestui an, Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu a efectuat peste 100 de controle la agenții economici din județ, pe segmentul relațiilor de muncă și cel al securității și sănătății în muncă. Pe palierul relațiilor de muncă au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, suma acestora depășind 160.000 de lei. Mai bine de 3/4 din sumă reprezintă amenzile pentru munca fără forme legale, fiind descoperiți 9 agenți economici cu 18 angajați care desfășurau activități în astfel de condiții. În domeniul securității sănătății muncă au fost efectuate 79 de controle la un număr de 79 de agenți economici. Fiind dispuse 164 de măsuri, au fost aplicate un număr de 139 de sancțiuni contravenționale, din care 8 amenzi în valoare de 39.500. În afară de controlele tematice, inspectorii au dat curs și sesizărilor venite din partea angajaților firmelor, vizând în principal neacordarea de către angajatori a drepturilor bănești. În aceeași perioadă, agenții economici au anunțat 8 evenimente la locul de muncă. Un eveniment soldat cu deces în Austria. Dosarul este în curs de cercetare de către inspectorii din cadrul compartimentului de securitate sănătate în muncă. 4 evenimente soldate cu incapacitate temporară de muncă și 3 evenimente care nu au avut ca rezultat vătămarea corporală a salariatului. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au derulat 2 campanii naționale care au vizat depistarea și combaterea muncii fără forme legale și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Pe segmentul securității și sănătății în muncă s-au desfășurat alte 3 campanii care au vizat sistemul de învățământ, sectorul construcții și piața produselor industriale.